Salutare lume, ce mai faceți și bine ați venit la un nou video. A trecut deja peste un an de când mi-am construit PC-ul și de când am publicat videoul cum să construiești un PC puternic dar silențios și sunt foarte mulțumit de PC-ul pe care l-am construit. A fost foarte bun pentru jocuri, pentru edita video, dar între timp cei de la Nvidia au lansat o serie de plăci grafice noi, seria 1000, care este mult mai puternică decât seria trecută, aproximativ o îmbunătățire de 40-50% și a sosit timpul pentru un upgrade. Hai să începem prin a despacheta placa grafică și placa care am ales-o eu este de la MSI, GTX 1070 Founders Edition. Am ales această placă grafică pentru că este cea mai potrivită pentru mine și este cea mai bună placă grafică raport calitate-preț. De ce Founders Edition? Păi pentru că mie îmi place designul foarte mult care îl are. Tot aerul cald îl dă afară din carcasă, deci celelalte componente nu se vor încălzi prea tare. În rest, același chip, aceeași arhitectură și da, hai să vedem ce este cutia. Pe față cutia este foarte simplă, avem logo-ul MSI, zice că este pregătită pentru VR și aici logo mare GTX 1070. Pe lateral nu mai găsim prea multe, iar pe spate ne vorbește puțin despre MSI Afterburner, care este un program de la MSI cu care poți să-i faci overclock la placa grafică. Zice că suportă DirectX 12, poți controlezi viteza ventilatorului, poți să folosești SLI, poți să filmezi video în timp real, ceea ce este grozav pentru cei care vor să filmeze jocuri. Mai zice aici că este foarte bine construită, durează 12 ani dacă o folosești pentru jocuri și 40 de ani dacă o folosești doar pentru office. Și câteva specificații, 8 GB de GDDR5, 256 bits, are 3 DisplayPort-uri HDMI și un port DVI. Vine protejată foarte bine în o grămadă de burete și este protejată și în această pungă antistatică. Și pur și simplu arată incredibil. Știu că arată foarte fain pe poze și pe video când o vedeți, dar să o vezi în realitate, toate unghiurile astea, wow! Deci asta este placa grafică de referință, asta este designul standard făcut de Nvidia și arată super. Hai să facem un tur rapid, aici avem ventilatorul care ia aer de aici și îl împinge prin acest heatsink, iese direct afară din carcasă, porturile, port DVI, 3 porturi DisplayPort și un HDMI. În partea asta la altă avem logo-ul GeForce GTX, care cred că luminează. Avem locuri unde conectăm cablul de putere, cere un conector de 8 pini. Pe spate are din nou un backplate de metal, totul este fin, nu te tai când prinzi placa grafică și o să ajute să o mențină rece. Și da, cam atât. Ok, am scos carcasa afară pentru prima dată după un an și pot să zic că arată incredibil. Nu mă așteptam la asta, foarte, foarte puțin praf, aproape deloc. Am mai cumpărat 4 sticuri de RAM și voi avea în total 32 de giga de DRAM 4 când termin. Puțin mai lungă, mai subțire, dar să fim serioși, care arată mai bine. Primul joc pe care îl voi testa să văd cum se descurcă placa grafică se numește Metro Last Light. Am setările la maxim, rezoluția este 1080p și momentan am 82 de cadre pe secundă doar când stau și nu fac nimic. Hai să ne plimbăm puțin pe aici. Și cadrele pe secundă au scăzut puțin, dar nu foarte mult, 80 de cadre pe secundă. În 1440p avem 47 de cadre pe secundă. 48 de cadre pe secundă, 45 de cadre pe secundă. Deci a scăzut ceva în acest joc, dar
totuși, cu toate stările la maxim, eu zic că este destul de ok. Următorul joc este Middle-Earth Shadow of Mordor. 100 de cadre pe secundă. Este fixat pe 100 de cadre pe secundă. Nu știu dacă programul din Steam care numără cadrele pe secundă merge peste 100, pentru că este blocat la 100, deci sunt sigur că ar putea merge peste 100, dar uite, a scăzut la 99, 100, 99, 100. Asta este în 1080p. Acelea setări, doar rezoluția 2560x1440, cadrele pe secundă au scăzut puțin, dar nu foarte mult. 81 de cadre pe secundă, 80 de cadre pe secundă. Deci cam asta e povestea cu GTX 1070, este o placă foarte bună. Dacă ai un monitor 1080p și rulezi jocurile în 1080p, placa asta va fi extraordinară. Toate setările la maxim vei obține 80 de cadre pe secundă, 100 de cadre pe secundă, depinde de joc. Dacă folosești un monitor 1440, atunci vei obține cadre cam între 50 și 70 de cadre pe secundă, depinde de joc. Deci asta este sweet spot-ul, perfect pentru a juca jocurile în 60 de cadre pe secundă. Dacă joci în 4K, deja rezultatele scad și sunt undeva doar la 30 de cadre pe secundă, deci asta nu este recomandat. Placa asta este perfectă pentru 1080p sau 1440p. Temperatura în general cu această placă grafică, placa Founders Edition, nu este grozavă, dar nu este nici foarte rea, atinge o temperatură de 80 de grade de obicei. Dar asta este cu ventilatoarele cam la 50%. Dacă vrei să reduci din acea temperatură, trebuie să le dai puțin mai tare și atunci vei avea o temperatură mai mică. În continuare, eu am să-mi instalez câteva programe și am să mă joc cu setările, să încerc să-i fac un overclock și să văd dacă pot obține niște rezultate mai bune. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi, noi ne vedem data viitoare, până atunci, numai bine!